Bună ziua! Ficatul reprezintă un organ cheie pentru sănătatea noastră, deoarece metabolizează, detoxifică, elimină, neutralizează toate toxinele exo- și endogene acumulate. Deci tot ce ajunge în interiorul organismului prin respirație, prin piele, prin ce mâncăm, prin ce bem și vorbim deci de alimente, băuturi, alcool, medicamente, poluanți chimici, totul este metabolizat la nivelul ficatului. Deci trebuie să avem grijă de sănătatea ficatului. Ficatul rezistă foarte mult la toate agresiunile interne și externe. Simptomatologia de alarmă, să zicem, apare destul de târziu și este nespecifică. Ce trebuie însă să ne atragă atenția? O stare de astenie, deci de oboseală fizică și psihică, care nu cedează la odihnă. De multe ori ne sculăm după o noapte mai obosiți decât ne-am culcat. Însoțit de această stare de astenie este însoțită de un sindrom dispeptic. Balonări, meteorism, colici abdominale, senzație de greață, chiar vomă, de constipație, de un aspect nesănătos al pielii care poate prezenta erupții, de stare de oboseală însoțită de dureri de cap, tulburări de somn, amețel. Ce este de făcut? În primul rând trebuie să căutăm cauza. Pe lângă infecția cu virusul hepatitic, ficatul este agresionat de un stil de viață nesănătos. Și aici vorbim de alimente de tip fast food, multe prăjeli, sosuri din comerț, băuturi aditivate. Vorbim de lipsa odihnei, deci ficatul are nevoie de cele 6-7-8 ore minime de somn pe noapte și are nevoie de momente de relaxare activă în timpul zilei. Stresul este un factor hepatotoxic deosebit de agresiv, deci supra-solicitarea fizică și psihică. Ce este de făcut? Simplu, revenim la un stil de viață sănătos și ficatului îi fac foarte bine sucurile de legume. Vorbim de suc de țelină, de morcovi, de sfeclă roșie, sucurile verzi, sucul de orz verde, de grâu verde. Îi fac bine cruciferele de tip broccoli, conopidă. De asemenea, proteinele de calitate, de tip carne, de pește, curcan, de pui, de preferat de gospodărie. Îi fac bine cerealele integrale, lactatele acide. Avem nevoie când și când, chiar dacă nu toată lumea este de acord, de o detoxifiere hepatică și generală a organismului. Atenție! Detoxifierea trebuie făcută în mod medical, inteligent, nu agresiv, așa cum recomandă unii falși fitoterapeuți, cu sare amară, deci purgative intense, cu tămâie, ulei de măsline amestecat cu vin. Ce trebuie să folosim? Trebuie să folosim plante care detoxifică ficatul. În primul rând, stimulează secreția și excreția de bilă. Și aici vorbim de plantele tonica mare, anghinare, cicoare, sunătoare, rozmarin, unguraș, brusture, păpădie. Vorbim de plante cu acțiune intensă regeneratoare, pentru că ficatul are marea calitate de a se regenera, celula hepatică. Armurariu este un hepatoregenerator excelent, în combinație cu plante detoxifiante ale sângelui și cu efect ușor diuretic, pentru că toate toxinele eliminate trebuie duse și eliminate la nivel circulator și la nivelul aparatului excretor și intestinal. Și vorbim de plante de tip mesteacăn, soc, aloie, urzică. După perioada de detoxifiere, clar urmează o perioadă de vitaminizare, de energizare a întregului organism și a ficatului și atunci folosiți cu încredere sucul de orz verde, sucul de clorela, sucul de grâu verde, germenii, de broccoli, de grâu, de orz, sfecla roșie. Și de asemenea să nu uităm că pentru detoxifiere avem nevoie, pe lângă aceste plante, de substanțe care intervin la diferitele niveluri ale detoxifierei hepatice. Și aici vorbim de arginină, glutation, acidul alfa-lipoic, vitamina C, seleniu, topinambur, ghimbir și turmeric. Deci aveți grijă de ficatul dumneavoastră, dar detoxificați-l și regenerați-l doar pe principii medicale. Sănătate multă!